Aveți armă? Da, pot să spun că am armă, sunt vânător, dar n-am fost niciodată la o vânătoare până acum. Adică aș vrea să spun, ca să fiu foarte sincer, am niște colaboratori tineri care sunt vânători și s-au gândit că eu pot să-mi cumpăr niște arme bune și atunci ei mi le folosesc pe ale mele. N-am apucat să merg la vânătoare, dar sunt vânător, dar nu-mi place prea tare vânătoare. Bun. Da, ați... Așa, discutăm ca idee. Eu mi-am pus problema asta. Uite, vine războiul, nu știu ce, și am stat așa cu mine și am zis, bă, aș pune mâna pe o armă să omor un om, care ar fi motivul sau motivația? Sigur că războiul înseamnă altceva decât motivația de a ucide. Am citit o carte a unui american declasificată. De fapt, era o lucrare, un fel de manual care îi învață pe soldați în timpul războiului să ucidă. Îi pregătește psihologic pentru chestiunea asta. Probabil că ai ucid atunci când simți că ești amenințat, că viața ta e amenințată, e o formă până la urmă de apărare, sau când familia ta este amenințată. Aș putea să pun mâna pe armă în condițiile astea, dar altfel mi-ar fi foarte greu, ca autoapărare simplă așa să împușc pe cineva, nu mi-ar fi foarte ușor. Pentru țară ați omorât? Pentru țară depinde cum te identifici cu țara. Asta este problema. Astăzi este foarte complicat, văd oamenii, să mai aibă un sentiment colectiv. Vreau să lansez o dezbatere și cred că aici o să ai și multe glume de scos din asta și multe parodii sau ironii. Vreau să discut despre ce mai înseamnă securitatea națională în acest moment și ce sacrificii putem face pentru securitatea națională. Pentru că ce înseamnă securitatea națională, ce însemna mai de mult, un american spune că este cel mai controversat concept acum, ce însemna mai de mult poate nu mai este valabil astăzi, pentru că patria a devenit, era subiect înainte, statul era subiectul, Constituția noastră are statul ca subiect. Acum se discută mai mult despre individ. S-a trecut aici și dreptul colectivității naționale, să spunem, se poate lovi de drepturile individului și se lovește de multe ori de drepturile individului. Și astăzi oamenii aleg mai mult individul decât societatea. Contează modul în care ne identificăm colectiv cu România, cu țara, și este o dezbatere. Cât mai avem nevoie de această identificare cu națiunea? Și aici este vorba, mi-a venit și această idee atunci când am văzut că printr-o greșeală a apărut un draft de lege care definea prost pe cei care ar trebui să meargă la mobilizare între 18 și 60 de ani. Aceștia nu merg pe front în prima linie, ci aceștia este rezerva de mobilizare. Și oamenii aceștia, între 18 și 60 de ani, bărbații pot fi distribuiți în diverse locuri, la televiziune, la bucătărie sau în alte locuri. Deci nu este neapărat... Sunt cei care... Cum a scăpat chestia aia? Sau ce era aia? Bine, a fost un proiect pentru o situație de criză. Au încercat toate instituțiile din sistemul de apărare națională să facă foarte repede un proiect pentru situația de criză. Asta nu era definit în Constituție și noi l-am oprit atunci. Însă, un pasaj care revine într-o lege pe care o lansez eu acum, 446, o modificare la legea asta, o lansez astăzi sau mâine, în care revine această bucățică de text. Dar era doar o bucățică de text, oamenii nu înțelegeau ce înseamnă acel tip de rezervă. Nu era mobilizarea pentru front, pentru lupte, ci era mobilizarea generală atunci când țara este amenințată. Atunci se decretează mobilizarea și populația de bărbați activi, care nu sunt scutiți medical, care au făcut, cei care au făcut pregătire militară pot să fie distribuiți, sau cei care fac pregătire militară pot fi distribuiți, evident, și pe front. Dar trebuie să rediscutăm, pentru că multă lume atunci a fugit la pașapoarte, foarte multă lume s-a speriat și a trimis copii în străinătate, au cerut rezidențe, vreo 4.000 de oameni scurt în Spania într-o săptămână, să vedem în ce măsură oamenii mai consideră că securitatea națională este o miză noastră, este o miză comună. Sau fiecare ne vedem de propria noastră libertate, individualitate și ne apărăm singuri. Aici e o temă. E o temă, mai ales că la cum ne-a alungat țara asta până toate zările, e o temă foarte grea. E o temă de discuție, care e chiar o temă foarte serioasă. Astăzi sunt vreo 40% dintre bărbații între 18 și 60 de ani care spun că ar rămâne în țară în cazul unui conflict, să-și apere țara. O parte ar pleca. Spun. E o mare diferență la români. Românii, știți ca specialist, că românii în general răspund ce trebuie. Peste toată lumea se întâmplă acest lucru. În afară de cei de la pe care îi luați voi în ancheta aia frumoasă, Vax Populi. Aceia nu răspund întotdeauna ce trebuie și sunt foarte sinceri de foarte multe ori. Da. Dar este clar că trebuie să discutăm asta, pentru că e o chestiune de convenție colectivă.
Până la urmă, oricâtă coerciție ar putea să impună un stat, să zicem, în condiții de război sau în condiții de criză majoră, cum a fost pandemia sau alte lucruri, totuși, nu poți să lucrezi ca stat împotriva voinței cetățenilor. Trebuie să găsești până la urmă un consens, să găsești niște indicatori și niște spârghii de solidaritate colectivă. Și aici este o discuție cu adevărat. Bun. Am impresia că aceste probleme, aceste crize, deci inclusiv războiul, sunt folosite de multe ori ca scuze pentru nerealizări, pentru oprirea unor reforme, pentru lucruri care nu se fac, pentru suspendarea demersurilor în vederea bunăstării. Conflictele astea, crizele astea în general și salvează pe unii. Adică, uite cum e acum cu războiul, cum a fost înainte de pandemie, PNL-ul era jos, rău, era moarte clinică, era... Acum a venit cu război, pandemia, stai că e război, stai că nu știu ce, ai cu Uniune Națională, hai să ne unim, să facem, să dregem și totul e acum. E destul de enervantă treaba asta. Că... Da, în studiile asupra crizelor și asupra războiului se constată că în perioadele de criză se nasc niște fenomene sau devin normale niște fenomene care în mod normal nu sunt acceptate social. Odată apare o dictatură a urgenței. În urgență se pot ascunde tot felul de șmecherii. Am văzut în pandemie. Dacă în pandemie ai fi avut o firmă de măști și nu o emisiune sau un studio de genul acesta, puteai să fii mult mai bogat, de exemplu. Pentru că era o oportunitate și sunt oameni care valorifică oportunitățile acestea. E o economie de criză, sunt eroi ai crizei. Eroi pozitiv sau negativ ai crizei, dar oricum, în timpul crizei, lucrurile se schimbă fundamental. Adică se schimbă prioritățile și evident că are de suferit democrația, drepturile omului. Până la urmă, în timpul crizelor, noi suntem puși să facem următoarea alegere, cea între libertate și securitate. Nu știu dacă ai văzut un studiu pe care l-am și publicat, eu în acea vreme nu eram ministru, eram doar profesor, am publicat un studiu despre libertate și necesitate, să zicem așa, în timpul COVID la noi. Și noi, mioritici fiind așa, alegeam securitatea. Vreo 70 ceva la sută dintre oameni alegeau restricții mai degrabă decât să se simtă liber să facă ceea ce vor. Deci până la urmă, atunci când este vorba de când este pusă în joc, depinde cum îi se prezintă, viața lor sau bunăstarea sau există o amenințare, atunci oamenii trec pe varianta a doua, pe securitate. Și atunci uită de libertăți. Oricum, în criză este și foarte greu să-ți valorifici libertățile, pentru că te lovești peste tot de restricții. Dar ce democrație mai e aia? Noi nici n-aveam nici înainte așa o democrație foarte solidă, dar dacă ne comparăm cu alții din jurul nostru, de pildă Ungaria, chiar și Polonia, lucrurile stau încă foarte bine la noi, totuși putem urla la televizor orice vrem, cine vrea, cine nu s-a aliniat încă. Dar ce democrație mai e aia cu arma la picior? Vorbim despre, e paradoxal, nu? Vorbim despre pace cu toate armele pe noi și cumpărându-ne alte arme, avioane, bombe, grenade. Sunt două lucruri aici, două serii de fenomene, aș putea să spun. În primul rând, este o formă de iliberalism care, într-adevăr, a cucerit în ultima vreme mințile și chiar sistemele politice. Dacă vorbim de Ungaria sau alte țări, nu numai iliberalismul, este și în alte țări, nu numai în Ungaria. Da, da, da. Aici... N. Applebaum numește asta amurgul democrației. Da, scris o exact. Carte, e o carte foarte interesantă. E adevărat, este o evoluție înspre restrângerea opțiunilor de alegere a oamenilor în toate direcțiile și pe ideea că există un interes comun și vorbeam înainte că este un interes comun pe care trebuie să-l urmăm. Acum, cine definește interes comun? Că aici este problema. Interesul comun este definit în interesul unor care îl definesc până la urmă, că nu tot poporul participă la acest lucru. Definire, da. Deci există clar că se face o restrângere aici de drepturi. Nu este normal, asta este un
un defect important al democrației sau este o restrângere puternică a democrației. Aproape că nu mai putem să vorbim de democrație în aceste sisteme. Am văzut la vecinul nostru Orban, pentru că și el vine să se plimbă liber prin Transilvania, dă voie să mă plimb și eu liber prin ce face el acolo. Acum a decretat stare de urgență, pentru că rușii atacă Ucraina. El fiind mai degrabă, după cum vedem noi prin toate acțiunile, încearcă mai degrabă să susțină partea rusă, dar a încercat prin asta și mărește puterea și crește, scade numărul de drepturi. Asta este o situație. Mai este încă o situație, de fapt, pe care o invocai la început, aceea în care, într-adevăr, democrația suferă chiar și în țările democratice în aceste perioade. Și asta este o chestiune care, până la urmă, dacă ne uităm bine, arată următorul lucru. Democrația este pentru vremuri liniștite. Democrația este pentru vremuri de pace și de bunăstare. În condiții de sărăcie, democrația nu funcționează. Pentru că săracii degeaba au drepturi. Nu au dreptul de cuvânt în societate, decât la emisiunea voastră foarte interesantă, Vox Populi. Deci numai acolo pot să vorbească. În rest, ei nu au opțiune. N-au purtători de cuvânt, săracii. Apoi, de asemenea, în democrație, atunci când apare o epidemie sau o criză existentă sau inventată, pentru că se pot inventa tot felul de crize, când se inventează câte o criză financiară, noi ceilalți stăm pe margine și ne uităm și guvernatorii băncilor și analiștii ne spun, e mare criză, uite, a crescut inflația și așa mai departe, trebuie să stați capul la cutie, vezi, cresc dobânzile și așa mai departe. Deci aici sunt crize de genul acesta, care pot fi definite în mai liber, să spunem, și mai bazat pe imaginație. Aici este clar că democrația își pierde o parte din sensurile ei în momentul în care avem o criză. Doar dragostea funcționează și în vremea ciumei, cum zice Marcheș. În rest, democrația nu funcționează în vreme de criză, în sărăcie și democrația se deteriorează în timp. Și în marile democrații. Globalismul, de exemplu, a venit cu o mișcare care, până la urmă, anihilează ceea ce ar însemna specificul național. În specificul național intră foarte multe aspecte care sunt culturale, care sunt de drepturi civile și așa mai departe. Vine și ne pune pe toți, până la urmă, la același nivel. Asta este un nivel. Apoi mai sunt oligarhiile. Oligarhiile se nasc în mod democratic. Așa cum s-a născut hitlerismul, să zicem. Hitler a câștigat alegerile în 33, l-a câștigat democratic, a ajuns democratic la putere și după aia ce a făcut a fost un dezastru. Deci sunt mișcări fine care până la urmă limitează democrația și chiar democrația nu este completă niciodată. Pentru că atunci când ai dreptul, de exemplu, de cuvânt, m-am uitat la, facem studii de regulă asupra unei teme care înseamnă percepția riscurilor generale și vedem aici că la dreptul de a vorbi, dreptul de a spune părerea în spațiu public, într-adevăr obținem cei mai mari indicatori în România de ceva ani. Avem 90% dintre oameni care spun că pot să spună ce vor. Problema este însă următoarea și unii o spun în focus grupuri, dar nu contează ce spunem. Adică n-are nicio putere cuvântul nostru. Ne lovim noi foarte des de asta, adică oamenii îmi spun și acum am și reluat discuțiile cu oamenii prin țară, băi, da, zice acolo, ne mai răcorim, ne enervăm, ne nu știu ce. Doi, la ce folosește? Și aici vine explicația, bă, folosește foarte mult. Pentru că dacă n-am face lucrurile astea, adică eu cred că asta e o componentă foarte importantă a democrației. Adică să lucrezi permanent, că ăsta e un proces, nu e democrația, nu e așa un dat. E o chestie pentru care luptăm și în fiecare dinamic, zi. Și e dinamică, în fiecare zi pierzi sau câștigi în democrație. Asta este problema. Ideea e unde, că ok, democrația nu e perfectă, nu facem, toată lumea suferă, toată lumea. Dar problema e mai ales de când am decuplat capitalismul de la bunăstare, și aici e o temă foarte interesantă pe care eu o abordez foarte des și o găsesc din ce în ce mai multe cărți și vorbesc despre ea la podcastul Vocea Nației, de când am și decuplat capitalismul ăsta de la bunăstare și profitul e pus înaintea oamenilor, inclusiv în industria asta de apărare pe care o resuscităm acum cu ministrul Marine, o să discutăm și despre asta. Problema e pentru ce lume ne pregătim noi acum. Acum revin la întrebare și după aceea mergem la lumea spre care ne pregătim. Deci este clar că atunci când faci un gest de opoziție, când faci un gest în care vorbești fluier în biserică, s-ar putea ca unii să spună
cu siguranță e inutil ce faci, pentru că, uite, nu s-a schimbat nimic. Alții o să zică invers. Este o șmecherie, pentru că el creează puterii o, din asta, o supapă de evacuare, ca să nu fie tensiune foarte mare, vorbește Dragoș acolo și nu se întâmplă nimic, dar și puterea merge mai departe. E o ipocrizie asta, dar se poate spune și chestia asta. Problema este următoarea însă. Eu cred că fără aceste semnale, unul singur, nebunul, Mircea Dinescu are un vers frumos, ce mulți nebuni s-au visat generali și unii chiar au ajuns. Cel care trage singur semnalul, cât o fi de singur și este atacat probabil câteodată, este constrâns de putere să facă, să nu mai spun asta. Dar chiar dacă este singur, el arată că ceea ce se întâmplă și rău și nu comentează nimeni, nu se poate transforma în normalitate. Pentru că altfel toată lumea spune că este normal și dacă nimeni nu are o voce care să se împotrivească, atunci ne pregătim pentru o lume în uniformă, o lume în caz armată deja, indiferent cine o pune, cine îi pune pe oameni în țară, nu contează, că îi pune globalismul, neoliberalismul, naționalismul sau altceva, înseamnă că lumea este o lume anormală. Și este imposibilitatea de a gândi diversitatea. Este ceea ce face cel care comentează, cel care râde de ceea ce se întâmplă, cel care ironizează sau critică, arată că există diversitate și ajută pe oameni să își diversifice gândirea. Marea problema marilor dictatori, de exemplu, Adorno are și Hannah Arendt în discuția despre totalitarism, zic următorul lucru, care este foarte interesant. Cel care devine dictator, de fapt, nu este un tip excepțional, nu este un geniu al răului. Cei mai mulți dictatori au fost niște oameni foarte simpli, care s-au integrat sistemului și care nu și-au dat seama că există mai multe puncte de vedere. Ești în stare să ucizi pentru că crezi că așa este normal, pentru că nu ți se pare normal să te uiți și în cealaltă parte, partea cealaltă a lunii. Pentru că nu ți-ai permis de-a lungul timpului să fii curios și să te lași să fii contrazis. Și orice, exact, și orice organ nefolosit, cum se spune în psihologie, își pierde funcția până la urmă. Și organul acesta al gândirii, dacă nu este folosit și dacă nu are diversitate, dacă nu are stimul din toate părțile, devine unilateral și se transformă până la urmă într-o gândire captivă. Ori asta fac toți cei care se opun sistemului cu sau fără șanse. Fac un lucru fantastic. Aveți destui colegi în guvern care și-au folosit destul de rar organul ăsta. Spre ce lume ne îndreptăm? Eu cred că lumea merge spre o schimbare majoră. În acest moment, războiul este doar un semn. Războaiele nu produc schimbarea respectivă. Probabil că s-au produs schimbări care la un moment dat fac să nu mai fie valabil echilibrul de putere care exista până în acest moment. Cred că tânăra generație, noi ne plângem totdeauna de cei tineri și noi profesorii ne plângem că studenții nu mai sunt așa cum au fost, că nu mai citesc, că nu sunt curioși, că nu știu ce. Avea diverse în anii 90, era chestia aia, tineretul din ziua de azi, măgarii dracului. Da, exact, exact. Această, această paradigmă a funcționat întotdeauna. Da. Eu cred că dacă mă uit la tânăra generație, la copiii mei, la studenții mei mai noi, își vor construi o lume mult mai bună decât lumea pe care am construit-o noi până acum. Acum suntem într-o perioadă de criză. Este un sociolog, de fapt nu era sociolog, atunci era filozof al socialului, Romano Guardini, care spunea în secolul 16-17, spunea următorul lucru. Nu este important să spui adevărul neapărat oamenilor, pentru că s-ar putea ca oamenilor să nu le folosească întotdeauna adevărul. Astăzi, copiii noștri și spunea, se nasc, în timp de criză se nasc valori de criză. Astea nu trebuie să le luăm. Faptul că se întâmplă lucrurile acestea, că se militarizează societatea, că apare cel mai rău fenomen, care este autocenzura. Autocenzura este mai periculoasă decât faptul că răspunsul nu-i ordin. Pentru că Eurovisionul se modifică, juriul modifică pentru că așa trebuie. Siguranță nu ia forța nimeni pe unii ca să schimbe rezultatele. Dar sunt lucruri pe care ți le autoimpui încercând să mergi cu valul. Asta este un lucru periculos. De răspund că toate aceste fenomene sunt fenomenele unei crize care va arăta că lumea se schimbă. Și că, dincolo de faptul că acum mari oligarhi ai lumii, marile industrii creează sau promovează pandemii, spun unii, sau așa ceva, noua generație asta este foarte sensibilă. Detestă mărcile, brandurile, deci egalitatea pentru ei este foarte importantă. Am văzut
tânăra generație începe foarte mult, numai cei inteligenți, evident, nu mai au haine inscripționate cu marele mărci. Încearcă să meargă spre lucruri mai comune, merg pe economie socială, interesează foarte mult, schimbă locurile de muncă foarte mult pentru că nu vor să fie sclavi unui sistem și caută o echilibru între contractul social pe care l-avem noi, generația mea, de exemplu. Știm că trebuie să te duci la servici, că până la urmă o să ai mașină, casă, o să fii fericit și așa mai departe. Asta era contractul social. Ei nu mai vor asta. Ei spun, domnule, am drepturile mele, le știu de la început. Și poate că acum nu le știe foarte bine, dar le bănuiește. Sunt drepturile pe care le vrea acum. Și eu cred că ne îndreptăm spre o societate mai diversificată, unde social media, cu toate relele, creează o lume diversă și creează posibilitatea de a te exprima în spațiu public pe toți. Sigur că nu toți au ceva de spus, dar e bine să te poți exprima. Blockchain-ul blochează marile sisteme, bănci și alte forme de asigurări care devine tot o formă a libertății. Și dacă toate aceste lucruri inventate de generația asta ta, mai nouă, vor reuși să prindă un sistem politic, să aibă și o generație în politică, eu cred că lumea peste 20 de ani, peste 30 de ani, va fi o lume mult mai bună decât cea pe care o avem acum. Dar vor rezolva toate lucrurile astea, inechitățile, din ce în ce mai mari, în vreun fel? În momentul acesta, inechitățile nu cresc. Eu am studiat sociologic, să spunem așa, ultimii 50 de ani, sau cum zic francezii, 30 glorioși, 30 de ani glorioși, pe care spune că s-a trecut de la o lume la alta. Uh-huh. E adevărat că cresc inegalitățile dacă te uiți structural la lume. Sunt o parte oligarhică care sunt 2% din populația lumii, care dețin 50% din așa, și restul devin, să spunem, un fel de mai degrabă zilieri, în sensul că nu au mare proprietate, dar sunt angajați în diverse forme. Dar nivelul de viață a tuturor a crescut foarte mult. Adică a crescut total nivelul societății. E adevărat că cei de sus s-au concentrat mai mult, dar nivelul de trai a crescut peste tot. În sensul că... De multe ori nu în sensul bun. Că, uite, nivelul de trai ne aduce mai mulți morți anual din cauza obezității. Avem 50%... Din cauza foametei. Avem 50% din copiii români sunt obezi, ceea ce este foarte rău. De asemenea, creșterea aceasta a nivelului de trai ne aduce demografie tot mai slabă, spor demografic tot mai slab, pentru că paradoxul este următorul. Când o familie crește nivelul, nu mai vrea să împartă instinctiv, este o chestie din minte care e medievală, dar funcționează și acum. Nu mai vrea să împartă moștenirea la foarte mulți, ci de regulă familiile foarte bogate au un copil. Vedeți că familiile sărace au mai mulți copii, deci aici este o corelație invers proporțională. Dar eu cred că creșterea aceasta a nivelului de trai, până la urmă, chiar va fi gestionată prin ideologiile naturiste, dezvoltare personală și alte lucruri care nu sunt valoroase în momentul ăsta, dar s-ar putea să devină moduri de trai și, până la urmă, cred că se vor putea coagula și fenomene culturale mai profunde pornind de la aceste mișcări. Acum suntem într-o tranziție. Și mie nu-mi place cuvântul tranziție, pentru că aș fi vrut ca în 1990 să fi fost politicieni deștepți care să zică, băieți, am dat jos comunismul și acum construim altceva. Ce construim? Păi construim societatea, cum a zis Ceaușescu, a zis, societatea socialistă multilaterală dezvoltată. Noi putem să zicem, construim capitalism. Bă, cu curaj. N-avem capitalism, dar încercăm să construim capitalism. Noi am zis tranziție. Tranziția spre ce? Noi facem o lume nouă, nu vouă. Exact. Ideea aici e că n-ar fi putut nimeni să vină în 90, adică asta e o chestie la care, na, cu toții știm despre ce e vorba, dar toată lumea se ferește să o spună. Ăsta e un proces. Nu puteam, ok, i-a zis tranziție că mergeam către ceva, dar dacă îi citim de pildă pe Acemoglu și Robinson cu De ce eșuează națiunile și cu Coridorul îngust, asta ultima carte care e foarte bună, drumul ăsta cam atât durează. După 50 de ani de întuneric, durează 50 de ani până ajungi într-un loc ok. În sociologie se spune că schimbarea socială poate avea loc la două generații, deci după două generații. O generație, din punct de vedere democratic, demografic, e 30 de ani. Uh-huh. Asta înseamnă cam 60 de ani. Da. Dacă deci acolo. Ne-am supărat degeaba pe Brucan. Corect. Este clar că un optimist. Este un proces în care contează două lucruri. Contează odată lumea în care te integrezi, pentru că te formează. Uniunea Europeană ne schimbă în momentul ăsta. Știm bine, în rău, dar ne schimbă în orice caz. România a câștigat în civilizație. Sigur, și am pierdut populația când s-au deschis granițele. Și aici am pierdut foarte, foarte mult. Dar degeaba îi țineam la noi dacă nu aveam ce să le dăm de lucru. Deci este clar. Și în al doilea rând, trebuie schimbarea internă pe care o invocai. Asta este problema. Cum ne adaptăm la o lume nouă? Și
În general, cei vechi nu se pot adapta la o lume nouă. Trebuie oameni noi pentru o lume nouă. Corect, s-au deschis granițele, că au zis, bă, duceți-vă că noi avem de furat aici, de tocat, de vândut la fier vechi, de făcut toate, voi plecați și bă, mai veniți după aia să vedeți cum se întâmplă. Bun, nu le spunem întotdeauna oamenilor adevărul, cum spunea acel filozof, dar ar trebui cumva să încercăm să educăm. Și mie totuși mi se pare, pentru că am plecat discuția asta de la război și de la arme, că ok, înțeleg până la urmă. Bă, e război lângă noi, trebuie asta, securitatea, nu știu ce, scuturi, rachete, avioane, deși la un moment dat ele nu mai contează, că acum avem 6.000 de bombe contra 5.000 de bombe, contra nu s-a discutat cu decât în atomice, că vine ăla, că s-a dus tancul, că i s-a desfăcut șenila, că nu știu ce. Astea nu contează dacă se enervează dementul și începe și apasă pe butoanele alea sau cum o fi acolo. Totuși mi se pare că atât de mult pentru arme și atât de puțin pentru educație reprezintă totuși nu doar o mare nedreptate, ci și un atentat la un viitor mai ok pentru noi și pentru copiii noștri. Am studiat chestiunea asta în ultimii ani și îți spun așa, pentru că nu ne aude nimeni, chiar am primit de două ori așa misiunea, să zicem, mi-au propus doi lideri de partid să mă duc ministru al educației și deși sunt pasionat de școală, sunt profesor, în primul rând, asta este, n-am avut curajul să mă duc la educație. Și n-am avut din mai multe motive, n-am avut curajul să mă duc. În primul rând, pentru că nu erau resurse destule și m-am gândit, uite, le-am și spus unui, uite, nu o să pot să-mi dai 6% din PIB, o să mă fac de râs, nu o să pot schimba nimic. În perioada aceea credeam că totul ține de finanțare. Acum, după ce am fost de mai multe ori în guvern, după ce am fost în marele comisii, comitete și comisii delegate de doctorat și de diplome și de așa mai departe, îmi dau seama că nu este același lucru. Nu este acest lucru principal la cauză, finanțarea. Să nu mi-o ziceți cum mi-a zis-o doamna Anisia. A zis și domnul Pătraru, dacă aici era în studio și a zis domnul Pătraru, și dacă îmi dă 6%, eu n-am ce să fac cu banii. Păi, din nefericire asta e problema. Nu e vorba că n-ai ce să faci cu banii. Aici nu e vorba de să n-ai ce face, ai ce face cu banii. Sunt țări care, de exemplu, au considerat Norvegia sau Danemarca, mi-a povestit Rasmussen, șeful socialiștilor de acum câțiva ani, că el era premier și a dat 13% din PIB pentru educație. Norvegienii au considerat că din banii aceia pe care iau ei pentru viitoarele generații obținuți din petrol, nu pot să-i folosească la nimic, să-i țin bani și acum au o dobândă negativă, nu mai e unde să investești, în fonduri de investiții nu prea mai funcționează. Și atunci ei au hotărât până la urmă, au încercat să schimbe Constituția, să facă orice n-a vrut poporul să facă chestiunea asta și au hotărât că cea mai bună investiție și că nu este un cost educația, ci investiție și au dat 30% ăla, l-au dat pentru învățământ. De ce însă, ce mai trebuie la bani? Pentru că noi nu avem nevoie de 6% în momentul ăsta, am avea nevoie de 10% în primul moment și am avea nevoie de mai mult, pentru că ne trebuie pentru infrastructură în primul rând. Dar în al doilea rând, ne trebuie să dăm valoare educației. În mintea noastră, a românilor, nu mi se pare normal. Acum am văzut că unii se bucurau că a anunțat la un moment dat ministru că vrea să scoată tezele. Pentru că vor părinții să scoată tezele. Asta este o cea mai mare tâmpenie. Cum să vrea? Părinții nu vor să punem examene. Am făcut un sondaj legat de examene de admitere. Eu n-aș putea să accept, de exemplu, o strategie pentru educație în care să nu ai examen de promovare la facultate. Stați așa, asta e o tâmpenie. Ce vor părinții? Părinții ar vrea și să se treacă pe roșu la un moment dat, că toți adică aia care au mașini ar vrea, da mă, poți trec pe roșu. Viziunea mea este, am și scris asta, părinții nu sunt proprietarii copiilor. Noi am creat o noțiune de elev, să zicem, asta e noțiune generică foarte tâmpită de elev. Elev sau student sau mai degrabă. Noi trebuie să construim un proiect educațional care să corespundă copilului sau tânărului atunci când este student. Și asta este cel mai important lucru. Asta nu vrem noi să facem. Pentru că vrem ca părinții să fie în comitetele de părinți, să facă ei ce vor ei cu școala, să o dezvolte în modul cum vor, să facă ei curicul. Participă părinții la curicul. Acum la câți bani dau? Este o aberație. Sunt și acționare acolo. Sunt acționare la fondul clasei și pe la fondul ăla, ți se cere toată ziua? E adevărat, dar avem nevoie de altă. Uitați ce spune Mircea Miclea. Am fost colegi, suntem prieteni și e adevărat. Sunt ideile, acestea, ideile lui sunt idei importante pentru educația viitorului. Ar trebui să avem o altă filozofie despre educație și la care să punem și bani, să punem și oameni potriviți. Pentru că în momentul acesta, uitați-vă la concursurile de promovare în învățământ,
sunt jumătate din profesori, nu iau nota 5. Nu poți să ai un profesor care nu ia 7 măcar. Păi da, dar ziceți că nu e de bani. E chiar de bani, că dacă îi dau 2000 de euro salariu profesorului, o să vină la aceste concursuri profesorii capabili. În Danemarca, de exemplu, sau în Suedia, atunci când se termină, când termină facultatea, primii absolvenți pleacă în învățământ. Da. Ceilalți se duc în ministere sau în alte locuri unde mai sunt. În Finlanda, sunt. Dar învățământul este foarte important. Dar școala noastră, una din paradigmele eșecului școlar sau, să zicem, ale succesului, ca să nu luăm de eșec, este legat de motivația părinților pentru școală. Sunt câteva teorii care se aplică și astăzi și care sunt valabile. Cu cât un părinte valorizează mai mult școala, cu atât copilul va avea succes școlar mai mare. Asta este foarte important. De exemplu, la noi am făcut zeci de sondaje naționale, cercetări pe părinți, pe educatori, pe toți ceilalți. Părinții consideră că succesul este dat de cel care în comunitate are un butic în colț, cel care are o mașină puternică, cel care face un business din ăsta local, nu cel care face o facultate. Și atunci, unde sunt toți cei, eu vă arăt copiii o grămadă, trimiși la școală, la București, noi avem aici tot timpul studenții, masteranzii, copii de liceu care sunt veniți de pe la Botoșani, de pe nu știu unde, și pentru care părinții muncesc să-i trimită la școală, la oraș, la școli bune, la școli, și trag de dimineața până noaptea, la câmp, la solar, la peste tot, ca să scoată din ei ceva. Sunt copii și unii dintre copiii aceștia reușesc mai repede decât copiii intelectualilor, de exemplu, deși principala reușită este condiția reușitei școlare, este să fie, ai părinte cu studii superioare, că ți-a oferit o condiție mai bună și, să zicem, ți-a dat o motivație în plus asta. Dar la noi e o pacoste să ai studii, să faci studii superioare până la urmă, pentru că, îți dau un exemplu, termină o generație, avem cam 62.000 de locuri în învățământul superior. Dar termină bacalaureatul, în jur de 50.000 iau și bacalaureatul, pentru că ne-au și scăzut demografic cohortele. Mm-hmm. Și asta înseamnă că toată lumea se înghesuie, intră fără examen la facultate și după aceea diploma nu contează. Pentru că contează valoarea diplomei. Dacă am luat în serios învățământul german, învățământul dual în Germania, în care poți să faci și liceu dacă vrei, faci o școală profesională, intri în liceu, atunci noi am reușit să avem și tehnologi în fabrici, și meseriași, și oameni cu școală, care sunt numai cei. Andrei Marga, știu, ministrul, era la un moment dat profesorul meu, discutam odată cu dânsul, era ministru și a venit cu un indicator. Zice, noi avem numai 14% cu studii superioare din populația între 18 și 60 de ani. Ar trebui să crească procentul ăsta, să ajungem la Europa, unde sunt 30%. Acum, degeaba crește procentul ăsta, n-a crescut foarte mult, dar degeaba crește acest procent. Pentru că diplomele noastre nu contează. Deci n-ai unde să-i angajezi la nivelul lor pe cei care fac studii. Mai bine am ponderat acest lucru și am construit mai realistic. Mult decât atât, că dacă diplomele ar veni ca urmare a unui proces foarte ok de învățământ, ar fi ceva. Că zici, da, sunt multe diplome și... Dar problema e că obții acum o diplomă universitară și dacă treci mai aproape pe trotuar de sediu instituției. Sunt și situații în care, de exemplu, sunt școli bune, grupe bune de studenți în unele universități, nu toate grupele, dar sunt grupe bune de studenți. În general învață, ei se duc vocațional așa, dar vocațional în sensul că simt că cred că au o vocație și se duc să facă jurnalist, drept, științe economice, filozofie, sociologie și alte lucruri. Locurile, sau psihologie, locurile de muncă sunt puține în aceste domenii. Și atunci școala ar trebui să le ofere încă din școală, să-ți dai seama că al tău nu o să fie sociolog neapărat, că o să lucrează în zona sociologiei muncii, organizațional, sociologia mediei, unul care vine să facă studii de audiență și așa mai departe. Și atunci să-i pregătești în stilul acesta. Și asta este provocarea pentru învățământ în acest moment. Dar trebuie să schimbăm în clar viziunea societății despre școală. Nu numai a profesorilor, profesorii știu ce fac, ce au de făcut. Deci, până la urmă, e vorba de bani, corect? Dar nu numai de bani. Nu numai de bani, asta. Și e ok să se dea atât de mult pentru arme și atât de puțin la educație? La educație ar trebui să dăm mai mult, e adevărat. Însă, în ceea ce privește securitatea unei națiuni, este o opțiune și o chestiune care, cum vorbeam la început, ține de priorități. Vrei securitate mai multă, atunci te costă. Securitatea costă. Ca și libertatea are costuri.
În mod normal... Eu nu zic să nu... Dar să, haideți să nu mai facem așa. Eu, știți cum aș face? Dacă aș fi acolo, aș zice, bă, uitați care e treaba. Cât din PIB pentru asta cu armele? 2,5%? Bă, vă dăm banii. Deci mergem la NATO și vă dăm suma asta. Că e taxă de șmecher. Adică stai, noi te apărăm, taxă de protecție. Corect? Așa se numește. De ce să nu îi zicem... taxă de protecție. E mai complicat. E mai complicat aici, pentru că în mod normal tu trebuie să-ți faci dotarea din banii ăștia. Banii ăștia de 5% din PIB sunt cam conform condiției NATO de apartenență, sunt 20% ar trebui să dai din 2,5%, doar 20% din banii ăștia merg pentru înzestrare. Restul merg pentru modernizarea școlii, educației celor care sunt în armată, pregătirilor. Deci e mică suma asta. Eu am încercat și anul viitor să am pus 30%, poate depășim 30%, pentru că avem nevoi în sensul ăsta, că ai oameni instruiți, ai oameni care sunt la cursuri. Astăzi, dacă nu am semnat înainte de a veni aici, am semnat, cred că, vreo 30 de plecări la cursuri în Statele Unite, Portugalia, Turcia, Marea Britanie, a unor ofițeri de noștri care se pregătesc în condițiile astea. Și lucrurile astea costă, dar nu costă foarte mult. Dar apărarea, banii ăștia pentru apărare sunt o parte doar pentru înzestrare. Restul este pentru a construi o armată modernă. Și pentru sentimentul, cât de cât o fi de mic sentimentul ăla de siguranță pe care ți-l poate da apartența la NATO plus propria ta dotare, pentru că NATO acoperă unele lucruri. Acum, business-ul, care să vorbim așa în termenii pe care i-ai pus, business-ul nostru cu NATO este următorul. Noi nu mai trebuie să ne gândim singuri la toată dotarea de care avem nevoie. Noi avem o părticică din dotare, avem de luat atâtea fregate, atâtea avioane, câte ține partea noastră de NATO, cu care facem împreună poliția aeriană. Conceptul ăsta de apărare colectivă ne ajută până la urmă să cheltuim mult mai judicios banii aceștia, că îi cheltuim pentru niște lucruri de care avem noi nevoie, însă participăm la o plăcintă mai mare, adică plăcinta apărării, umbrela e mai mare, noi nu mă spire din o bucățică din asta ne-o facem noi aici. Sigur că acum, din poziția de ministru al apărării, văd toate nevoile armatei, văd cât de important, pentru că este și războiul ăsta aici, și mă gândesc în fiecare zi, mă gândesc ce s-ar întâmpla dacă. Și atunci, sigur că o să spun că 2,5% este prea puțin în asta. Însă 2,5% sau 10% poate pentru armată, nu ar trebui să fie în fiecare zi, să fie în perioada când ai nevoie de o dotare, te dotezi și după aceea reduci procentul în funcție de cum vrei să funcționezi armata. Eu am urmăresc lucrurile în țara asta, în toate domeniile, din 96. Am intrat eu în presă, în 1996. Și mi-aduc aminte de toate grevele, de toate protestele făcute de oamenii din industria de apărare. Toate semnalele de alarmă care s-au tras atunci, imediat după 90, într-o industrie care funcționa încă. Adică nu era terminată, nu era oprită, nu era, și s-au fost mii, zeci de mii de concedieri, de fabrici tăiate, de linii distruse, de totul dat. Și totul a fost dat uitării, până la modul în care oamenii ăștia plângeau peste tot și nu-i băga nimeni în seamă, adică au fost guverne întregi, pentru că acum, na, s-a repus iar asta pe tapet, hai să faci. N-ar fi fost mult mai ok și mai o viziune mai ok asupra lui, bă, hai să ne păstrăm totuși lucrurile. Adică, ce vreau să vă întreb, le reorganizăm acum, acolo, la ăia, la ăia, la ăia, deși pe salarii de 2000 de lei, cum stau oamenii ăia la Cugir sau la aia, nu poți să stai să zici, domnule, avem industrie de apărare la 2000 de lei salariu. Dar după ce se va termina nebunia asta, într-un fel sau în altul, sperăm într-un fel bun pentru toți, vom avea o industrie de apărare care să ofere locuri de muncă bine plătite unor oameni? Că până la urmă despre asta ar trebui să fie vorba. Aici avem două lucruri și două realități. Este o realitate care înseamnă industria privată de apărare. Industria noastră privată de apărare s-a născut din două surse. În primul rând, unele fabrici, cum a fost Aerostar Bacău, de exemplu, a găsit un om deștept, pentru că nu este vorba de mare aici. Un om trebuie care să fie foarte bun și care a adus o întreprindere care urma să falimenteze, așa cum falimentau toate întreprinderile, a căutat, a umblat prin lume să-și găsească furnizori, să găsească parteneri. Și acum repară avioane. Am văzut desfăcând un Boeing, de exemplu, care îl fac până la ultima sârmă. Construiesc trenuri de aterizare pentru avioane, sunt mentenanță la F-16, acreditați de toată lumea. Astea au venit pe industria noastră veche. Sunt și industrii noi care au venit din Israel, din Statele Unite, italieni au venit la noi.
chiar și nemții au început acum, care au făcut întreprinderi mixte care funcționează în momentul ăsta. Produc pentru în afară, pentru NATO, privat, pentru toată lumea. Privații. Întreprinderea, cele de la stat, o mare parte dintre ele au fost neglijate, este clar. N-au avut proiecte ca lumea, ca toată industria. Au fost lăsate în paragine. Aici oamenii, în momentul ăsta, media la acești oameni, media de vârstă este între 50 și 55 de ani. Știu foarte bine toată această situație. Sper, nu este la mine, asta este la Ministerul Economiei, pentru că sunt împărțiți, industria este la Ministerul Economiei și noi suntem, armata, suntem mai degrabă beneficiar la chestiunea asta, dar lucrăm împreună, pentru că sunt principalul, noi suntem clientul lor cel mai important. În momentul acesta, cred că avem o șansă și împreună cu Ministrul Economiei încercăm să aducem firme străine, avem foarte multe contacte în ultima vreme în sensul acesta, care să verifice ce se mai poate verifica din aceste fabrici, pentru că sunt două mișcări importante în lume în momentul ăsta. Odată, Europa caută să-și autonomizeze cât se poate producția, pentru că fluxurile s-au rupt odată cu pandemia. După adică le dăm altor firme? Începem să facem joint venture. Cu... Adică nu avem și noi un plan. Uite, citeam o carte foarte ca lumea, Mission Economy, se numește, Mariana Mazzucato a scris-o și povestește practic cum acei 10 ani în care americanii au zis, bă, trimitem om pe lună și l-aucem înapoi, acei 10 ani cu bani băgați de la stat, Elon Musk e azi ceea ce este, în urma proiectelor făcute atunci cu banii statului. Adică statul care vine, că asta au făcut americanii, statul vine și bagă o grămadă de bani în cercetare, în toate proiectele astea, dintre care 99 eșuează, dar unul reușește, și dintr-un astfel de proiect s-a născut aspiratorul, dintr-un astfel de proiect s-a născut povoaia că internet, videz punga, internetul, toate lucrurile astea s-au născut. Și asta voiam să înțeleg. Le dăm iar altora care vin sau avem și noi un plan, bă, uite, alocăm suma asta, că nu m-ar deranja dacă din 2,5% am zice, bă, 1% facem cercetare în zona de apărare și atunci punem mințile astea, ce-a mai rămas pe aici sau mai aducem și de afară din ce a plecat, din oamenii care au plecat, hai să punem mințile astea la contribuție, să vedem cum putem noi să facem și apoi, da, le pot prelua. Noi, împreună cu economia, am făcut un plan strategic despre ceea ce avem nevoie în viitor. În primul rând, ce avem nevoie noi. Apoi mergem și pe nevoile celor care vin din afară. Vin din afară și ne spun, uite, noi vrem să creăm în România, să construim rachete. La Ploiești am fost săptămâna trecută și am semnat un memorandum, Ministrul Economiei a semnat un memorandum pentru a face Sky Sceptor, niște rachete foarte interesante din sistemul Patriot. Poți să le pui în sistemul Patriot să funcționeze, doar că sunt mai ieftine decât Patriotul și le putem face noi aici. De asemenea, acum punem bazele în fine a unei fabrici de pulber. N-am avut de 20 de ani, încercăm să facem o fabrică de pulber. Se va face o fabrică de pulber. Păi nu e tot praf și pulber. Tot e praf și pulber, da. Facem Iveco, de exemplu, undeva în județul Dâmbovița. Facem acum, construim Pirania 5 la București. Deci a început acest proces și vom continua și cu electronică și cu alte lucruri, șantierele navale. Deja avem două firme mari care fac, de exemplu, fregate pentru alte țări. Pentru că noi n-am avut până acum, când am făcut noi licitația, n-am avut probabil banii pentru asta. Nu știu, că n-am fost ministru atunci, n-am avut bani pentru ca să comandăm acestor firme care sunt de la noi. Deci încercăm să construim, nu le vindem, dar venim să verificăm oamenii care au rămas și locațiile măcar. Pe mine asta m-a interesat, că nici nu-mi vine să cred că am o discuție atât de lungă despre câte arme facem, că mă cutremură treaba asta la poziția pe care o am eu cu privire la subiect, dar pe mine ce mă interesează e, vor fi mulți oameni din România care vor avea salarii bune și niște contracte bune în perioada următoare de pe urma acestor investiții în zona militară? Sper să se întâmple asta, dar proiectul există. Sigur că sunt și realizări care sunt acum. Sunt oameni care, de exemplu, sunt firme care au 2.000-3.000. Astăzi m-am întâlnit cu o firmă italiană, noi facem publicitate, dar care are 2.000 de oameni care lucrează în industria militară și care români. Și care mai au 10.000 pe orizontală. Pe salariu minim? Și nu e pe salariu minim, pentru că sunt salarii foarte bune. Sunt salarii pe care le plătește o firmă străină și la meseriași, la oameni care au o specialitate, nu sunt muncitori cu ziua sau oameni fără o specializare. Acolo sunt salarii bune, că de-aia poți să-i păstreze, că altfel nu i-ar putea să-i păstreze. Deci toate aceste proiecte, noi avem o serie și de proiecte. Și comărăția la Cugir și în alte părți ce face? Ei sunt în niște programe naționale, au în momentul ăsta, fac niște lucruri care... Tu nu ești militarist, nu-ți plac armele și pistoalele. Ei lucrează la niște proiecte care în viitor
vor putea să producă numai pentru Armata României, care este o armată mare. Dacă produce o fabrică de genul ăsta și poate să trăiască foarte bine, dacă e în stare să producă calitatea și să producă, evident, și cantitatea, pentru că asta este important. De ce iau 1700 de lei că-s prea fraier sau de ce? Pentru că nu au reușit să adapteze la piață. Ei, toți acești oameni de la noi au contracte, au contracte cu Armata Română, în primul rând. Noi dăm, nu știu, câte miliarde, vreo 3 miliarde și ceva am dat anul trecut, de exemplu, în industria noastră de apărare. Dar trebuie să se adapteze ca să poată să facă toate nevoile noastre. Avem nevoie de obuze pentru de rachete și de alte lucruri pe care trebuie să poată să le facă. Asta este problema. Și ei nu livrează sau ce se întâmplă? În momentul ăsta sunt lucruri care le livrează, sunt lucruri care nu le pot livra la timp pentru că n-au destui oameni, pentru că e cercul vicios al faptului că n-au salarii și atunci ei au avut din partea Ministerului Apărării Naționale sprijin. Dar noi nu putem finanța industria asta decât prin contracte. De finanțat, o finanțează Ministerul Economiei. Și acum Ministerul Economiei, cu banii pe care are, am văzut că au niște proiecte să investească, să dea ajutor de stat, să scoatem măcar pe cele care sunt viabile, cât de cât să le scoatem acum la lumină. Eu cred că o să putem să facem asta. Și asta nu e o chestiune militaristă, până la urmă, că este vorba, în primul rând, de oameni, că este vorba de zone care trebuie apărate. Știi foarte bine, județul Prahova este cel mai tare din perspectiva asta, de cele mai multe întreprinderi din industria de apărare. Și am văzut că unele dintre ele, deja prin parteneriate cu firme americane, italiene sau din Israel, au reușit în ultima vreme să dea drumul la proiecte. Sper să meargă. Da, eu așa ceodată, bă, în industria de apărare nu putem să lucrăm sub 3500 de lei salariu minim. Ca să fie o treabă, adică altfel ar privi și oamenii. Ar putea cam să... zice, da, uite, un nebun ca mine care zice, bă, nu armelor, când te uiți la chestia asta, da, bă, da, uite, sunt salarii foarte bune, produc ăștia niște arme, până la urmă o să trăiască niște cretini să tragă cu ele, că pe mine asta mă sperie. Că dacă produce atâtea arme, na, trebuie să tragă în actul 4 cu pușca, că altfel... Depozitele Europei în Republica Moldova este cel mai tare, în Transnistria este cel mai tare depozit de muniție și armament din zona tratatului de la Varșovia, rămase de vremea comunismului. Cele mai multe gloanțe, obuze, rachete și așa mai departe se delaborează. Costă foarte mult pentru că nu sunt folosite, că au fost vremuri de pace și atunci trebuie, după ce ies din garanție, să le distrugi. Și este foarte scumpă această chestie. Nu cu toate se trage. Cele mai multe stau în rastel pentru siguranță. Da. Iată cât de sigur. Dar nu te-am liniștit. Dar nu te-am liniștit. Nu, deloc. Cât de sigur ne simțim acum. Bun. Să vorbim puțin, să revenim la zona asta de educație și să discutăm despre ce se întâmplă acum. Iată cum am ajuns cu aceste doctorate. E o întreagă nebunie și avem în guvern, nici nu știu, cred că este singurul doctor pe bune acolo. Nu știu cine mai sunt doctori din da, guvern. Domnul Bode e doctor, dar e la secret. Da. Vă închipuiți cum e asta să secretizezi o lucrare? Nu este la secret, este lucrare. Acum există o hotărâre sau un ordin, nu știu, al ministrului, care spune că trebuie să lucrarea să alegi ori să se publice, no, ori să o duci în arhiva bibliotecii. Dacă alegi să... Și te obligă să faci una, să iei unul din astea două lucruri. Dacă zici să-ți o publice și o dai la editură, atunci până ți-o publică editura, e secretă în sensul că nu este la sigur că ține de voința fiecăruia. Până la urmă, ține de voința omului de a-și face publică lucrarea. Păi nu, eu nu cred. Adică mai ales un om care are o funcție publică, cum ar fi ca dumneavoastră să ziceți, bă, n-aveți acces la lucrările mele. Nu de asta... Eu mi l-am publicat, lucrarea de doctorat mi-e publicată, da, și da, este, dar, liber. Dar ca idee, ar trebui să fie public accesul, în opinia mea, nu? Eu cred că ar trebui ca, și este o deficiență a sistemului, în primul rând, pentru că sistemul nostru de doctorate a fost, la un moment dat, destul de ambigu. Nu a trasat foarte clar, până în ultimii ani, 2012-2013, dacă nu mă înșel, nu a trasat foarte clar care sunt condițiile de redactare a unui doctorat. Noi, cei din științele sociale, aveam aceste indicații, pentru că am obișnuit să lucrăm așa. Dar foarte mulți nu au fost obișnuiți. Zone cum este dreptul, științe militare, chiar științele economice, în unele cazuri, deși asta e o știință socială, s-ar fi putut face.
nu aveau condiții foarte clare legate de citare, de cum citezi, de reguli, de genul acesta, de cercetare, de noutate. Trebuie să scoți ceva plagiatul nou. Plagiatul e plagiatul. Sigur, plagiatul nu este ok, asta este clar, dar aceste lucruri trebuiau sancționate și făcute din timp. Faptul că acum se descoperă, de exemplu, că din unul când ajunge în guvern, lumea verifică doctoratul. Dar dacă n-ar fi fost în guvern, poate e unul care e la salvare și și-a dat doctoratul. Poate e un, nu o să zic pilot, dar un alt om important care și-a dat doctoratul și poate la fel să fie de periculos sau mai periculos decât un om politic. Deci în momentul ăsta trebuie reglementare foarte clar. Da, și pe ideea asta n-ar trebui să nu-i căutăm pe aia, că nu-i căutăm pe toți, că știți cum da, e aici asta. E adevărat asta. Ar trebui, am și văzut că foarte mulți nu mai dau spor de doctorat, foarte multă lume și-au dat doctoratul pentru un spor de 15% din salariu, care acum nu se aplică decât dacă este în domeniul respectiv. Dar și asta a fost un stimulent care nu era cazul să fie pus în condiționalitățile astea pentru a-ți da doctoratul. Este clar că va trebui și a trebuit să avem cu curaj să luăm niște decizii importante în educație care să funcționeze de aici încolo. Eu cred că stilul acesta, sigur, este important să se facă dreptate, să vedem cei care sunt în funcții publice, ce biografie au, dar cred că este mult mai important viitorul decât trecutul. Da, problema e că acești oameni reprezintă prezentul. Adică, uite, în ce, că vorbeam mai devreme despre democrație și despre ce democrație e aia în care niște procurori vin și suspendă o anchetă NATCU, o anchetă academică pe o lucrare, dar nu era o anchetă cu miliția, că, domne, avem noi o anchetă în derulare, ce legătură are? Adică NATCU nu se poate pronunța pe o lucrare indiferent de ce face o altă instituție? Bine, sigur că se poate să se pronunțe, pentru că, în mod normal, orice lucrare există la NATCU. Păi au luat-o, au ridicat tot procurorii, adică că tot vorbim despre... Aici sunt chestiuni juridice pe care nu le înțeleg nici eu câteodată, pentru că... Și cum priviți ca universitar, că pe mine asta mă interesează mai mult, că a ajuns așa doctoratul o chestie, ce să fac, nu mă duc de alea, nu vezi, toți proștii au doctorat acum și... Asta e un lucru grav, care înseamnă devalorizarea diplomelor. Și asta este valabil nu numai pentru doctorat, ci și pentru diploma universitară în sine. Deci cred că ar trebui să, ca să dăm valoare diplomelor, trebuie să aibă raritate. Asta este primul principiu. Și aurul este aur pentru că este rar. Dacă ar fi aur pe toate drumurile, n-ar mai fi o valoare. Așa este și cu doctoratul. Ar trebui ca locurile de doctorat să fie scoase și să fie concurs pentru ele, un concurs serios pentru locuri de doctorat, trebuie să fie puține și cu reguli foarte complicate acestea. Ca să poți să-ți dai doctoratul, să-ți aperi doctoratul, cum se spunea înainte, am un prieten care și acum vreo 2-3 ani și-a dat doctoratul, mi se pare, la Viena. Și se spunea, asta este apărarea doctoratului, te duci să-ți aperi doctoratul. A durat vreo 6 sau 7 ore susținerea tezei, pentru că au venit și l-au cocoșat de întrebări toți oamenii, și din public, specialiștii, și cei din comisie, și conducătorul lui, că era șocat că conducătorul mi-a pus niște întrebări de m-a spart. A luat magna cum laude pentru că a răspuns, dar zice, conducătorul meu mi-a pus niște întrebări despre care n-am discutat niciodată. Și mi-a spus la final, trebuie să te gândești tu singur la asta, eu te duc până la un loc. Asta este problema doctoratelor la noi. Cred că trebuie făcut ceva cu curaj pentru ca să schimbăm, că altfel se devalorizează, nu mai merge lumea la doctorat și în doctorate, practic, ar trebui să fie cea mai mare parte din cercetare, pentru că fiecare doctorat ar trebui să aducă un mic sâmbure de noutate într-o știință, într-un domeniu științific. A fost folosit pentru alte scopuri și atunci cred că ar trebui schimbat fundamental. Cât din vina aparține și mediului universitar, pentru că dacă nu se permitea treaba asta... Păi, eu sunt conducător de doctorat și ca orice conducător de doctorat știu că o parte din vina pentru lucrările slabe o are conducătorul. Eu însumi, dacă am o lucrare slabă pe care n-am reușit nici cum cu doctorandul meu să o aducem la un punct, sunt doctoranți pe care i-am amânat acum de vreo 3 ani, cât s-a putut, au tot amânat, au tot rescris lucrarea, au tot refăcut-o, unele nu-ți ies, până la urmă nu-i lasă susțină.
pentru că nu le iese ceea ce ar trebui să iasă. Dar asta este, ține tot, cum spuneam, de modul cum este organizat doctoratul și la noi. Ar trebui ca mai puține școli doctorale să fie acreditate, să fie acreditare internațională la școli, pentru că s-a făcut la un moment dat și cred că asta ar fi un lucru foarte bun. Găsești profesori în colegii internaționale care să verifice aceste lucruri, să pot face comisii. Apoi sunt și lucruri care țin de cel care conduce doctoratul. Ar trebui ca la niște doctorate în care ai niște, se descoperă plagiate și alte lucruri, să ți se ia dreptul de a conduce sau să te suspende ca la fotbal, să-ți dea un galben, un roșu pentru asta, pentru că ești de vină și tu ca profesor. Profesorii sunt obișnuiți, obligați să lucreze la normă, așa cum este, ai student echivalent, plata se face pe student echivalent, trebuie să ai cât mai mulți studenți ca să poți să faci plata salariilor într-o universitate. Asemenea, management, cantitativ, sigur că va scădea întotdeauna din calitate. Ar trebui alte lucruri altfel gândit. Tot sistemul de finanțare a învățământului, pentru că devine o chestiune foarte populară și dacă e populară, își pierde din valoare. Și cu toate astea ați refuzat de două ori să luați ministerul ăsta? Da, pentru că n-am avut încredere că aș putea să am sprijinul guvernului și sprijinul colegilor mei și sprijinul societății până la urmă să-i impui. Mă aduc aminte, a fost un ministru care era de o altă orientare politică față de mine, dar l-am cunoscut și mi-a plăcut de el și am zis, uite, să fac cadou niște studii pentru educație, de ce ai nevoie. Și a introdus, pe baza unor studii, a introdus filmarea la bacalaureat și exigență la bacalaureat. Așa. La un moment dat, prima fază, la primul sondaj, toată lumea a comentat, erau vreo 60% împotrivă, că ce e aia, că au luat note mici, că au căzut. În toamnă, când a venit Olimpiada, cum spuneam noi, am făcut alt sondaj după bacalaureat. Jumate din cei care au spus că școala noastră este foarte bună și că a fost greșită formula de bacalaureat, au spus, noi avem elevi slabi. Deci este clar, e bună chestiunea asta. Peste un an de zile, următoarea cercetare arăta o situație normală. Oamenii s-au obișnuit cu exigența și și-au dat seama că este pe spre binele lor ca să existe un sistem dur de monitorizare. Dacă s-ar merge pe aceste procese, înseamnă un risc, înseamnă să supere colegii tăi, colegii de partid, parlamentarii, să se supere toată lumea până la urmă pe tine, poate și ai tăi de acasă, dacă ai cumva copii. Dar e o chestiune de asumare și asta e o asumare de grup ca să faci așa, dintr-o dată, o reformă a școlii. Da. Eu sunt foarte îngrijorat și aici la emisiune mi-am manifestat îngrijorarea în legătură cu independența presei. După ce că e lovită din multe direcții, după ce că nu avem un sistem care să ne fi învățat pe noi consumatori să plătim pentru conținut, după ce că sunt toate problemele astea cu lipsă de finanțare, acum ne trezim și că banii curg de la partide către presă, că puterea e concentrată într-un singur loc și eu am trăit și vremurile alea când făceam la Ploiești ziar cu garda financiară la ușă între 2000 și 2004, când era guvernul Năstase. A fost și în guvernul Năstase, nu? Da. Dar am făcut legea liberului acces la informație și legea transparenței, deci da, mi-am da. Spălat păcatele pe formă. Ok. Și mă îngrijorează foarte tare ce se întâmplă acum. Sigur că este un fenomen pe care îl cunoașteți mai bine decât îl știu eu, dincolo de cazarmă, de zidurile cazărmii, în partea guvernamentală. Dar ce se întâmplă acum ține de economia presei, de industria presei, ca să zicem așa. O societate săracă va avea o presă săracă, în general. S-au făcut foarte multe greșeli, după părerea mea, și din partea guvernamentală, de exemplu, în ultimii ani, atunci când s-au dat niște bani pentru pandemie, zicându-se că sunt banii pentru publicitatea de pandemie, s-au creat niște criterii în care numai presa centrală a putut să ia niște bani. Și aia care... Și sigur, cei care aveau, nu știu cum s-a calculat audiența, dar audiența respectivă o să obții nu neapărat pentru că ești
clear, așa, din punct de vedere al deontologiei jurnalistice, și pentru că poți să fii populist, să faci, să găsești tot felul de cuplarea cu anumite idei ale unor partide sau cuplarea cu niște idei populiste care vin dinspre societate. Deci asta ține, până la urmă, de deontologia jurnalistică. Este clar că nu mai există o organizare sindicală, să spunem, a presei. Pentru că sunt două lucruri. A dispărut sindicalismul din presă, care după, chiar dacă nu ne, de peste tot. Care nu ne place nouă, a dispărut de peste tot, dar asta nu ne place nouă la cei care suntem la guvernare la un moment dat, dar până la urmă el funcționează, funcționează așa cum face lucruri bune. Doi, e o chestiune de autoasumare. Nu poți să fii liber decât atâta cât poți să-ți asumi din libertatea ta. Și asta este o chestiune care ține până la urmă și de conștiința profesională. Nu cred că astăzi, în perioada de post-adevăr, când marile guverne al lumii au dat semn că există mai multe adevăruri și că adevărul, corespondență, cum spunem noi filozofii, cu faptele nu mai contează, atunci totul, cum spunea Nietzsche, Dumnezeu a murit și totul este posibil. Adică dacă nu mai ai criteriul adevărului, atunci este posibil tot. Ceea ce mi se pare mie că este mai grav, spuneam și anterior, este legat de modul cum se autocenzurează și cum se autocuplează la tendințe anumit presa. De asemenea, și concentrarea presei este foarte mare și nici asta nu duce. Marele trusturi, până la urmă, de presă nu reușesc să creeze mai multă calitate a presei, ci poate invers, pentru că este bătălia pentru publicitate, este bătălia pentru promovarea brandurilor și promovarea anumite idei care se asociază cu fiecare brand. Nu suntem, cred că, în cea mai bună situație în acest moment, dar eu am observat, și aici se spun ca o chestiune valoroasă pentru presă acum, am observat că în anumite situații, în timpul acestui război, fără ca să se organizeze întâlniri cu presa, cum se fac peste tot la guverne, cu câțiva reprezentanți ai presei, se fac întâlniri off the record în care se discute despre lucruri importante, presa a menținut în timpul acestui război un nivel al, să zicem așa, temelor de necesitate. Adică au încercat să nu amplifice teoria conspirației în unele, nu toate, evident, că unii au mers numai pe ideea asta, merg pe teoria conspirației, dar există lucruri, oameni din presa, și din presa mai mică, să spun, și din presa mai mare, care au respectat această chestiune. Hai să încercăm să nu speriem oamenii, să încercăm să creăm și o situație mai calmă și să spunem, sigur, și adevărurile care folosesc. Eu cred că asta mie mi-a arătat că când vorbim despre criza presei, sigur că vorbim despre o situație generală, dar nu vorbim despre fiecare caz în parte. Sunt și cazuri luminoase în această situație. Da. Să ne așteptăm la lucruri mai nasoale din partea guvernului, dat fiind că puterea asta se consolidează pe zi ce trece, văd eu. Adică vă înțelegeți senzațional, sadiștii cu liberalii. Păreți un singur partid fericit acum. În momentul acesta lucrurile funcționează bine, pentru că nu sunt alegeri. nu sunt alegeri, deci nu există o miză exterioară care să creeze. Uh-huh. A dispărut și un actor politic din partidul, un partener PSD-ului, care încerca să rupă în fiecare zi câte o bucată din asta, și suntem în momentul ăsta centrați pe probleme, ca să zicem așa, și lucrurile funcționează. Evident că va fi greu ca cele două partide mari să accepte această osmoză în care se poate pierde identitatea până la final. Vom vedea cum fiecare evaluează dacă îi folosește sau nu îi folosește alianța. Deocamdată cred că ambelor partide le folosește această alianță pentru a arăta partea de responsabilitate, să spunem. Da, uite, ca sociolog, răspunsul oamenilor n-ar putea să fie, că s-a mai întâmplat chestia asta, dar răspunsul oamenilor n-ar putea să fie de a sancționa și aici, să pierdeți foarte mult? Aici sunt multe capcane posibile. O capcană este ca lumea să spună, uite, ăștia sunt la fel, hai să încercăm pe ceilalți. Mai ales că ceilalți câteodată au pe tarabe mere mai roșii, mai interesante, mai șmechere, cu idei mai dure, noi nu ne vindem țara, toți sunt hoți, conspirația este peste tot și așa mai departe. Asta ar fi o posibilitate. În general, oamenii votează util.
Deci, așa cum s-a întâmplat și în Franța, am văzut că toată lumea s-a speriat că o să piardă Macron. Nu, până la urmă oamenii s-au gândit. I-au dublat scorul. Oamenii cu părul alb, citeam foarte interesant. Da, da, sigur. The New York Times, un editorial. Băi, oamenii cu părul alb au ținut democrația în viață în Franța. Așa s-a întâmplat și data trecută când a candidat Le Pen și cu Sarkozy. Mm-hmm. S-a întâmplat același lucru. Tot oamenii cu părul alb au fost cei care au fost responsabili. Lucrul acesta se întâmplă într-o anumită măsură și în anumită. Deci ăsta este vot util. Există însă și posibilitatea, evident, ca să mai apară partide, din partide mici să se transforme în partide mari, pe ideea că sunt individualizate, că au un skepsis. Dar în principiu, în situații de frică, în situații în care sentimentul de securitate individuală și colectivă este afectat, atunci oamenii merg spre marile soluții, spre soluțiile de unire și de aceea, în acest moment, acest lucru va funcționa. Până la urmă, probabil că din partea fiecăruia se va trage într-o parte sau în alta și vom vedea ce vom face, dar eu cred că această coaliție va merge până în 2024. 2024. Și apoi? Apoi nu știm. Sigur că atunci va fi și o bătălie electorală. Nu știm ce m-am hotărât înainte. Hotărârea trebuie luată înainte. Contează... Și după aia iar o să fiți cu sânge pe pereți, nenorociților, cu chiloțăreală, cu ce ați făcut acolo, cu strângeți acum uniție unii împotriva celor? Nu cred. Sigur că aș putea să spun că unii care sunt mai mici încearcă așa uneori campanii friendly fire, să numesc asta în război, când se pușcă aliații unii pe alții, dar sunt nesemnificative în acest moment și cred că contează foarte mult orgoliile politicienilor. În acest moment, dacă mă uit la cei doi lideri de partid, la Ciolacu și la Nicolae Ciucă, nu sunt oameni cu un orgoliu supradimensionat ca să fie războinici, chiar dacă unul e militar și celălalt e fiu de militar. Deci, în momentul acesta, sunt judecători de pace, ca să zic așa. Am înțeles. Am înțeles să trăiți, cum e, așa. Bun. Două chestiuni. Asta cu... de ce ați decis să zboare migurile astea? Am văzut să mai zboare? Am făcut o analiză, un raport mai serios de câteva săptămâni, împreună cu forțele aeriene. Ei au lucrat împreună, experții, și am stabilit că mai pot să rămân în funcțiune un an. Și dacă vă întreb altfel, Doamne ferește, moare unul mâine, cine răspunde? Asta, răspunderea este una care ține până la urmă de individual. Noi am hotărât că pot să zboare, avioanele sunt în stare bună în acest moment. Din păcate am avut 26 de accidente din 1990 până acum și de aceea am hotărât în acel moment să le oprim din zbor pentru o analiză. Acum avioanele sunt... Dar nu vă fost teamă, semnați aia acolo? Sunt bune. Acum avem aprobarea CSAT-ului pentru această chestiune și ele pot să facă, nu le vom folosi excesiv pentru că avem acoperim... Mergem doar pe jos puțin așa cu ele. Nu. Nu se va întâmpla ceva grav, cred că nu le mai folosi nici pe toate, cele care sunt mult mai sigure din perspectiva asta și piloții noștri sunt buni. Într-un an de zile, cred că vom reuși să începem înlocuirea lor cu noile escadrile de F-16. Bun. Și ați zis așa, există și informații legate de existența unor câmpuri de mine desprinse din zona litoralului. Adică să nu facem baie în iarna asta, în vara asta, pardon, în mare? Nu, există o problemă care este deja, pe care am discutat-o la NATO și săptămâna trecută, cea de minării Ucrainei, nu numai marea, dar și partea de teren, pentru că urmează agricultură, ei trebuie să recolteze. Se discută cum să-i ajutăm, pentru că nu poți să intervii pe teritoriul lor, pentru că poate fi asociată unei intervenții în zona asta ca fiind intervenție militară, participare la conflict, dar pe de altă parte, pentru Marea Neagră sunt câteva proiecte speciale. Este vorba și acolo de deminarea porturilor, a celor care au fost, am văzut astăzi o știre că Federația Rusă Mariupol deja a deminat întreaga suprafață a portului, a apelor teritoriale din zona Mariupol.
Siguranță că vor mai veni și alte mine, probabil, care se vor desprinde, dar nu este un pericol să vină valori de mine. Noi avem un dispozitiv deja creat alături de bulgari, participă și Turcia la asta. Avem și o participare a Italiei, l-am rugat pe ministrul Guerini să vină și ne-a sprijinit și el în deminare și va fi un program internațional, dacă vor fi mai multe. Deocamdată au fost cazuri izolate, au fost grupuri de mine care s-au desprins, dar au fost anihilate. Noi am securizat și platformele marine din zona noastră pentru acest lucru. Avem elicoptere care survolează, există un semnal de alarmă care este dat și navelor comerciale și care, dacă observă o situație din asta, raportează. S-a făcut și pregătirea de apărare civilă pentru zona porturilor Adanelor din porturile românești. Deci, practic, am securizat această situație. Vom vedea însă ce se întâmplă în viitor. Bun. Unde se duce, în opinia dumneavoastră, toată treaba asta? Am citit foarte mult de când a început conflictul ăsta, sunt foarte la modă și promovate inclusiv în librării toate cărțile despre Putin, au fost scoase de pe unde erau, nu mai zic că au venit și autorii pe aici și s-a vorbit foarte mult de la Galeotti ăsta care a fost și care a scris, hai să vorbim despre Putin și încă o carte, le-am citit pe amândouă, până la Kasparov cu Vine iarna și cu toate cărțile astea, bun, o întreagă literatură. Unde credeți că se duce? Pare o chestie de durată, așa. Pare că am intrat într-o treabă, bă, da, și e conflictul ăsta aici și mergem așa, nu știu, un an, doi, trei, cinci, șapte. Aici de partea cealaltă, scuze, ca să zic tot contextul, de partea cealaltă avem declarații din ce în ce mai... nu știu, moi așa, domne, stai că intră, da, intră în 20 de ani, adică par mesaje de-astea, bă, Vladimire, stai nițel, e ok, îi ținem 20 de ani pe preș, mai vedem, mai zicem, mai facem. Sunt câteva școli de gândire, ca să spun așa, tema asta, sigur că toată lumea și de cu părerea, nimeni nu știe cu exactitate ce se va întâmpla. Cu siguranță acest conflict nu se termină acum, nu se va termina foarte repede. Eu cred că se va transforma într-un conflict înghețat, așa cum mai s-au transformat și altele și vor fi după aceea negocieri lungi legate de asta. Înțeleg că ultimele sondaje și deciziile guvernului de la Kiev arată că nu vor ucrainienii în niciun fel să accepte situația de acum, să zicem, o situație în care au pierderi teritoriale și vor să recupereze tot teritoriul și vor să intre în negocieri cu această idee pe care rușii probabil nu o să o accepte, dar și asta înseamnă că cel puțin anul acesta vor fi resurse încă pentru conflict. Sigur, ceea ce s-a văzut și ceea ce este îmbucurător altfel din mai multe perspective este că războiul a început să se localizeze. Să se localizeze în zona celor două regiuni, Lugansk și Donetsk, și acest litoral pe care vrea să-l facă un continuum până în Crimea Putin. Asta înseamnă că războiul s-ar putea să nu dureze foarte mult și să nu mai aibă aceste pierderi foarte mari de vieți omene și asta ar fi important. Dar pe de altă parte, nimeni nu știe, există și oameni care spun că de fapt acesta este doar începutul, că s-ar putea transforma în altceva. Cert este că în acest moment, un lucru care s-a demonstrat este că Rusia, pe lângă arsenal, în afară de arsenalul nuclear, nu are capacități atât de mari pentru, cum s-a crezut, pentru a duce un război. Pentru că spun economiștii care au dreptate, mi-a spus-o și bunicul care a fost în primul război mondial, războaiele se termină când se termină banii. Nu se termină niciodată înainte de asta. Doar când se termină banii, atunci se termină războaiele. Deci este și o chestiune, o variabilă economică. Aici se pot termina doar banii lui Putin, să zicem. Despre banii lui Putin. Că... Și banii celorlalți se termină la un moment dat. Pentru că să tipăresc. Și ajutoarele pentru Ucraina. Sigur că sunt aprobate de țări unde totdeauna trebuie să treacă prin Parlament aceste lucruri. Vin parlamentari, cum ați văzut, în Germania sau în altă parte, care vorbesc despre factura socială versus factura militară
Și nici cu acest ajutor nu este foarte simplu și nu este continuu, nu este un izvor nesecat, ca să spunem așa, în chestiunea asta. Ce drept că se vor întâmpla lucruri, sigur că vom începe să aducem tot mai mult, să va delocaliza industria militară, se va întoarce în Europa și atunci vom câștiga și noi, cred, foarte mult din asta. Va începe o perioadă pentru reconstrucția Ucrainei și aici noi care sprijinim în destul de bine, cred eu, tot ceea ce a însemnat migrația, inclusiv transferul acesta de cereale spre porturile Constanța și celelalte porturi eventual fluviale, încercăm să sprijinim Ucraina prin toate mijloacele. Am creat aici o zonă, să zicem, de sprijin, de solidaritate și de liniște viitoare, ca să zicem așa. Bun, deci nu știm ce o să fie. Încă două chestiuni și am încheiat. Una, am văzut o chestie fabuloasă la Buzău, unde au fost prezentați, PSD-ul a prezentat noile achiziții. A apărut așa o chestie, cum și-ar etala niște hoți de mașini, noile furăciuni. Și oamenii au fost prezentați, motivul pentru care au plecat de la partidele la care se aflau și s-a anunțat că mai urmează, ei ajungând la Buzău, de unde e Ciolacul, la 90% ceva de genul ăsta, primari, motivul fiind, domne, vrem și noi să ne fie finanțate localitățile. Asta sună a denunț și autodenunț în același timp și confirmă ceea ce știm cu toții, dar nu pare interesant pentru niciun om al legii, că oamenii sunt împărțiți de la centru în funcție de partide și comunitățile primesc finanțare în funcție de ce au votat. Adică ești penalizat dacă nu te-ai nimerit de partea bună a votului, tu, cetățean în localitatea X. Asta s-a întâmplat masiv de-a lungul timpului la noi. Acum însă există mai puține elemente care să justifice asta, pentru că formula pe care a ales-o coaliția de acum la guvernare a fost aceea de a stabili sume pentru toate localitățile din România, o sumă minimă de dezvoltare, în funcție și de populație, există și o formulă la Consiliul Județean, dar s-au împărțit banii pentru toate partidele și pentru toate localitățile. Știu că sunt alte beneficii, probabil, care pot să vină aici. Una este să fii la putere și alta este să fii în opoziție. Dar acum, schimbul acesta, mercato-politic, a funcționat în toate sensurile. Vă aduceți aminte, înainte de alegerile trecute, organizația PSD din Giurgiu a pierdut 30 de primari într-o zi, care s-au mutat întreaga echipă la PNL. Au fost și situații inverse în alte locuri. Deci, cumva, acum sunt trei partide, sunt la guvernare. Deci, până la urmă, sunt foarte puțini care au rămas în afara spectrului politic câștigător, să zicem așa. Deci, cei care se mută, totuși, au și alte motive de a se muta dintr-o parte în alta. Acum, nu știu, cred că PSD-ul, nu știu dacă s-a realizat asta până la urmă, că aveam la un moment dat o discuție cu PNL-ul să nu se facă, fiind în coaliție, să nu facem schimburi din astea. Ba s-au anunțat chiar primar de la PNL că ar veni acum, nemulțumiți că... Sigur, aici sunt și chestiuni personale, politica se personalizează foarte mult și ei zic că vor să-și aducă bani în comunitate, dar de fapt, pentru primarii din România, acum s-au stabilit niște sume fixe pentru gaze, pentru care au canalizare, ca să nu există o dezbatere de genul acesta. Deci s-au făcut în funcție de proiectele pe care le au, că ei aveau proiectele. Deci acum s-a făcut o oarecare ordine și este mai corect, mai democratic față de ce era înainte. Însă migrația politică n-ar trebui rezolvată, din păcate rămâne. Anula orice posibilitate a cuiva care a fost la un moment dat într-un partid politic să se mute în altă parte. Se poate muta, dar își pierde mandatul. Asta cred că poate să schimbe el partidul. Clar că poți să schimbi partidul. E liber, dar funcția nu se poate transmite spre un alt partid. Asta mi se pare o minimă morală. Însă nimeni nu este de acord cu asta. Eu am propus-o de mai multe ori politic, așa, dar n-am avut un mare succes decât bătăi pe umăr. Bravo, așa gândim și noi, dar până la urmă super. Suntem de acord, dar nu se poate. Bun, ați zis într-un interviu, citeam zilele astea, că ascultați chiar și B.U.G. Mafia, paraziții. Da, am zis într-un interviu de mult, da, asta era probabil, da, și o fi reluat cineva acum. Da. Când aveam timp mai mult, ascult muzică în general și acum ascult. Acum n-am ascultat într-adevăr de ceva vreme, mă uit de la Chelul, la emisiunile alea la care participă el ca
în juriu și însă într-adevăr îmi place să am și condus lucrări de doctorat adevărat în zona asta socială. Îmi place să studiez mișcările de protest, ceea ce înseamnă contracultură, pentru că contracultura îți arată slăbiciunile culturii din mainstream-ul politic, din mainstream-ul cultural, din societal. Deci cei care critică, care vin din cealaltă parte, îți arată totuși niște goluri ale culturii noastre. Și aici, într-adevăr, și paraziții, de exemplu, au oferit o perspectivă la un moment dat societății și a fost un debușeu pentru tineri. Un mod cultural frumos de a înjura până la urmă în societate. Licit, adică valabil. Versuri preferate, ceva? Aveam, știam foarte multe versuri. Da. Deci, mă duc aminte că mi-au trimis în ultima vreme, au și scris niște articole, niște jurnaliști mai tineri, sigur, care mi-au fost studenți și probabil că au vrut să facă un omagiu profesorului lor, dar o piesă slalom printre cretini, ceva de genul, în fiecare zi faci slalom printre cretini, printre cretini într-o lume mică și murdară, așa cum o știi. Faci slalom zi de zi într-o lume murdară pe care o știi. Sigur, e foarte important spiritul, nu cuvintele neapărat, dar spiritul acesta a creat generații de tineri în acest moment, care uită cuvintele care pot fi codificate cu piu, și, dar țin minte un anumit tip de atitudine care este foarte importantă pentru un tânăr. Un tânăr care nu este rebel la 20 de ani și-a ratat cel puțin partea asta a vieții, după părerea mea. Că după aia are timp să-l învingă societatea. Nu va conduce societatea decât atunci când este mai în vârstă, pentru că nicio societate n-a fost condusă de tineri. Deci tinerii ajung să conducă atunci când seamănă cu cei pe care îi critică în momentul respectiv. Sigur, de pe un alt nivel vor ajunge, probabil de pe o altă treaptă, o altă cultură, dar revolta este, după părerea mea, amprenta tinereții. Și e foarte îndreptățită. Iată-ne acum în situația asta în care avem o democrație condusă de un premier militar și un sociolog la Ministerul Apărării. Da, asta înseamnă totuși o dovadă de amestec în societate, o dovadă de faptul că totuși militaria nu este completă, pentru că dacă un sociolog conduce Ministerul Apărării, înseamnă că este totuși o mică democrație asta, mic semn de democrație, cum spunea Dinescu într-o poezie, democrația naturii, definea democrația naturii prin cartoful care scoate puțica lui verde în orice condiții, pentru că asta e o formă de democrație totuși asta. Nu cred că noi suntem în spiritul nostru, în etosul românesc, nu cred că suntem militariști. Este foarte greu să faci militarie cu românii. Mi se pare că este chiar aproape imposibil. Mă uit la construcția comunismului, de exemplu. A ieșuat în România. În alte țări s-a făcut serios în perioada respectivă. Este ca și în bancul vestit cu Ștefan cel Mare, care își cheamă la luptă oștenii, pentru că a doua zi urma bătălia de la Vaslui și zice, oșteni, mâine să fiți bravi, vom fi măria ta. Și să fiți duri și vom fi măria ta. Și la final spune, și să veniți, mă, că m-am înțeles cu omul. Da, m-am înțeles cu omul. Deci aici e o problemă care sistemele totalitare nu pot cu orice tip de material să facă dictatură. Este un anumit tip de popor care să se angreneze în militarie și să mărșăluiască. La noi ați văzut, avem și accidente de zilele, ziua națională, când unii mărșăluiesc în toate direcțiile, pentru că, sigur, că e o sărbătoare, e o zi de sărbătoare. Deci nu, mie nu mi-e frică de faptul că societatea noastră s-ar militariza. Pentru că mie. Marea problemă a militarilor, spun militari, este că și marele lor defecte provin din faptul că sunt produși din civilie. Deci, până la urmă, sunt tot produse civile și după 20 de ani, repede, ajung la pensie de tineri și devin din nou civil. Așa încât militaria este doar o mică perioadă din viață care până la urmă, nu te marchează fundamental. Să sperăm. Să-i transmiteți domnului Ciucă că rugăm să, măcar să o lasem în pace pe Emilia Șercan. Dacă...
Păi a lăsat-o în pace. Eu nu cred că domnul Ciucă este agresor aici. Nu? N-a avut niciun, nu cred că a avut vreun... Păi cine? Vreunul a încercat să bage așa în seamă cineva sau... Eu nu văd pe premier ca fiind un războinic în această lume. Da, sperăm că nu e de acolo. Da, toate lucrurile arată. Adică să fie victimă și domnul Ciucă în treaba asta? Nu zic că este victimă, dar nu, nici nu cred că este agresor. Aici sistemele acționează câte ori, uneori și independent, nu neapărat conduse. Bun. Super. Mulțumesc foarte mult. Să investiți banii de la apărare bine pentru cât mai mulți oameni, să aibă locuri de muncă bine plătite. Încercăm. Asta vă doresc. E important și să facă și oamenii niște mici gesturi, să se specializeze, să vrea să muncească, să se angajeze. Este și asta o condiție pentru ca să poți să creezi o relație în a restarta o economie. Păi sunt de la 1700 de lei. E adevărat, unii pot să înceapă cu 1700 și ajung la 7000. Păi ăia săracii sunt pe 1700 de 20 de ani. Asta e problema, că îi ținem acolo. Nu sunt toți. Sunt o parte și nu sunt cea mai mare parte la 1700. Acum știu, dar am înțeles îndemnul și comandamentul acesta. Să trăiți. Să trăiți, am înțeles. Mulțumesc.